Bun găsit! Astăzi vedem ce schimbări aduce începerea vieții sexuale. Când este sănătos și când nu, ne spune ginecologul Antonie Edu. Când vine vorba de femei, cel mai afectat de viața intimă timpurie este colul uterin, vulnerabil la infecții. Informații extrem de utile cu privire la viața sexuală, imediat! Domnule doctor, când ar fi sănătos să începem viața sexuală? Atât noi femeile, cât și bărbații. A spune că este un termen impropriu sănătos, o vârstă anume de a ne începe viața sexuală. Cred că începerea vieții sexuale, cel puțin la femeie, este, dar și la bărbat, ar trebui să apară în momentul în care suntem îndeajuns de conștienți de riscurile pe care ni le aduce începerea vieții sexuale. Deci n-aș putea să spun că este optim dacă începem viața sexuală la 17 de ani sau la 21 de ani. Ce înseamnă riscuri? Riscuri înseamnă, sigur, în primul rând, o sarcină nedorită. Da. Dar pe lângă o sarcină de nedorită care, într-un fel sau altul, în România se poate rezolva, există o serie de alte boli care vin odată cu, sau pot veni odată cu începerea vieții sexuale. Boli cu transmitere sexuală. Bolile cu transmitere sexuală. Care ne dați niște exemple? Să ne gândim în funcție de gravitatea lor, începând de la ce HIV. Ce se vindecă și ce nu. Începând de la HIV, începând cu hepatita C, hepatita B și ajungând până la banalele boli cu transmisie sexuală, sifilis. Sau diverse infecții, până la vaginoza bacteriană, să zicem. Și ce ar trebui să știe totuși orice persoană înainte să înceapă viața sexuală? Niște sfaturi pe care ar trebui oarecum să le urmeze? A spune că sfatul primordial este că cea mai bună barieră în transmiterea acestor boli sexuale, cu transmitere sexuală, este prezervativul. Pe primul loc este atât o barieră anatomică, atât pentru spermatozoid, cât și pentru transmiterea microbilor de la un partener la celălalt. În momentul în care ajungi să ai o relație stabilă, să-ți cunoști partenerul, atunci poate că se schimbă lucrurile. Dar până atunci, sfatul nostru este să se folosească prezervativ. Există și modificări în organism, atât la femei cât și la bărbați, odată cu începerea vieții sexuale? Da, există în mod normal o floră vaginală proprie, așa și o floră de apărare prin care vaginul nu se contaminează cu alți germeni. Începerea vieții sexuale aduce cu sine totdeauna o altă floră pe care o includem în flora noastră. Deci există totdeauna niște germeni aduși din afară pe care femeia nu i-a avut până atunci. Care sunt repercursiunile și dacă flora vaginală normală o poate contracara, asta rămâne de văzut. Niște modificări vor fi totdeauna. Ele pot fi obișnuite, să nu se întâmple nimic, practic în viața femeii să nu apară vaginită, să nu apară disconfort, să nu apară dispareunine, dar pot apărea și aceste modificări. Și poate dăuna situația în care avem mai mulți parteneri, atât ca femei cât și ca bărbați? Sigur, este. Vorbim de dacă nu ne protejăm, desigur. Sau chiar dacă ne protejăm. Partenerii multipli, începerea precoce a vieții sexuale, dispozitivele intrauterine, fumatul, toate cresc riscul de vaginoză bacteriană, adică de infecție a vaginului cu altă floră decât cea normală. Care netratată duce la boli care grave, netratată mame. Duce la boli mai grave sau mai puțin grave, în funcție de germenul pe care îl atragem. Și în funcție de când o descoperim. Și totdeauna în funcție de când o descoperim. Și dacă vorbim despre virginitatea la maturitate, cum afectează o femeie din punct de vedere al procreerii această virginitate după, să spunem, nu știu, 30 de ani? Vă referiți la faptul de a rămâne gravidă la o vârstă mai puțin tânără, să spunem. Exact. Odată cu trecerea anilor, rezerva ovariană scade. Da. Deci atunci, la 40 de ani, o să rămâne mai greu gravidă decât la 28 de ani. Asta se întâmplă și dacă ne-am început viața sexuală și dacă nu? Sigur, sigur. Deci asta întreb, are vreo legătură? Nu. Deci nu, începerea vieții sexuale nu are legătură cu momentul în care
decizi să rămâi gravidă. A, deci putem începe oricum și la 20 de ani și la 30 de ani, rezultatul e același dacă vrem să avem un copil mai târziu. Da, și oricum trendul este de a rămâne gravidă din ce în ce mai târziu. Din păcate, da. Din păcate, în România, da. Cel puțin. Da. Peste tot. A, peste tot. Aș zice că în România chiar mai puțin decât în alte state. Ah, ok. Da, mulțumim mult pentru aceste sfaturi. Cu toată plăcerea. Ne revedem și luni, numai bine.